TOC este o afecțiune mentală în care o persoană are gânduri nedorite, intruzive și repetitive, care devin obsesii. Aceste obsesii o determină apoi să facă lucruri care o eliberează de aceste gânduri, un comportament cunoscut sub numele de compulsie. Acesta este motivul pentru care se numește tulburare obsesiv-compulsivă. TOC tinde să se dezvolte cel mai frecvent la copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, cu simptome care acoperă un spectru larg. Unii au doar gânduri repetitive, alții experimentează obsesii extreme care fac dificilă viața normală. Pentru mulți, apare și dispare în valuri. Simptomele TOC sunt adesea grupate în 4 factori: simetrie, gânduri interzise, curățenie și tezaurizare. Unii pot prezenta și alte simptome, iar alții un amestec de mai mulți factori. Mihai, Ana, Ioana și Matei au fiecare propria versiune de TOC. Mihai este obsedat de simetrie și poate petrece ore întregi aranjând cărți. Și de fiecare dată când intră în biblioteca sa, trebuie să o părăsească exact așa cum a intrat, invers. Ana a început să aibă gânduri negative interzise după ce și-a pierdut mama. De atunci se teme constant că cei din jurul ei ar putea muri, inclusiv ea însăși. Gândurile ei interzise o pot lovi oricând. Inima începe să-i bată cu putere, iar o imagine terifiantă îi trece prin minte. Pentru a le face să dispară, începe să-și roadă unghiile până când acestea sângerează. Ioana este obsedată de curățenie și devine anxioasă atunci când lucrurile par murdare. Se spală pe mâini de 50 de ori pe zi și când termină, spală și săpunul, pentru că în lumea ei totul este plin de microbi, în special lucrurile pe care le atinge. Matei se gândește în permanență la pierderea lucrurilor și pentru a-și alina anxietatea, începe să tezaurizeze. Când iese din casă, verifică încuietoarea ușii iar și iar. Apoi, 5 minute mai târziu, începe să se întrebe dacă a închis ferestrele. Așa că se întoarce, gândindu-se că era atât de obsedat să încuie ușa, încât s-ar putea să fi uitat de ferestre. Deci, cum se face că într-un grup de oameni, doar unii au TOC? Persoanele cu TOC se nasc adesea cu o predispoziție genetică, aproximativ 1 din 4 având un membru al familiei apropiate cu această tulburare. La un moment dat în viață, factori de mediu, cum ar fi trauma din copilărie, pot declanșa apariția TOC sau pot exacerba intensitatea acesteia. Deși originile neurobiologice sunt încă studiate, zonele creierului care reglează procesarea gândirii pot fi perturbate la mințile cu această tulburare. Ca urmare, gândurile lor nu se pot schimba corespunzător și se blochează. Se repetă și duc la o pierdere a controlului. Cineva care trebuie să verifice dacă a încuiat ușa la nesfârșit, are gândul, am încuiat, care se repetă la nesfârșit, fără a fi rezolvat. În timp ce obsesiile par să apară pur și simplu în capul cuiva, compulsiile sunt răspunsuri învățate care ajută la reducerea anxietății asociate cu gândurile intruzive. Astfel, dacă Ioana are o frică permanentă de microbi, ea își reduce anxietatea spălându-se pe mâini. Deoarece acest ritual îi oferă o ușurare temporară, probabilitatea ca ea să-l facă din nou este crescută. Odată ce ciclul TOC este stabilit, obsesiile conduc la anxietate, care declanșează compulsia, care aduce ușurarea și tot așa. Ca urmare, comportamentul compulsiv nu numai că persistă, dar devine chiar excesiv, adesea cu consecințe negative și face imposibilă o viață normală. Atunci când începe să aveți TOC, adesea nu sunteți conștienți de acest lucru și, ca urmare, unele dintre gândurile teribile din creier vă fac să credeți că sunteți o persoană rea. Acesta este motivul pentru care este important să căutați ajutor profesional pentru a înțelege și în cele din urmă pentru a vă liniști creierul. Tratamentul TOC include terapie cognitiv-comportamentală pentru a depăși gândurile intruzive, neadmițând nicio compulsie. Ruminare, expunere focalizată cu prevenirea răspunsului ce se concentrează pe obsesii, medicamentație sau porecle pentru a reeticheta, reatribui, reorienta și revaloriza gândurile. Dar voi, ați experimentat vreodată gânduri obsesive? Și dacă da, la ce fel de compulsie ați apelat?
Vă rugăm să împărtășiți în comentariile de mai jos opiniile și strategiile voastre pentru a vă confrunta cu monstrul mental. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.